Omul tânăr este în putere, se căsătorește, strânge avere, cât poate și până nu mai poate. Își pune familia la punct, își dotează tot ce are el nevoie, ultra-tehnic, ultra-modern. Dar îi rămâne un lucru. Copiii. Și ce fac copiii? Pentru că omul e ocupat cu materia. Îi în Italia după bani, îi în țări străine după bani. Unul la deal, unul la vale, unul e în firmă, unul face tot timpul menegeria din ăsta, distribuție. N-are timp să se ocupe de familie. Deci de punctul cel mai important. Ei, Dumnezeu prin aceste supape negative îi distruge toată averea cum face un mușuroi de furnici când dă de o pungă de zahăr undeva la țară și îi pusă cum nu trebuie. Când te duci, găsești punga goală. Sau, ca și albinile alea care dau de un borcan de amere descoperit și când l-ai căutat, îi lins, nu mai este nimic. Așa fac copiii needucați cu averea părinților lor. Părinții de scârbă se îmbolnăvesc. Ia ca unul îi pocnește un vas în cap, altul face un șoc la inimă, altul face o palpitație. Nu știu ce să fac, zice părinte, zice, am încercat în fel și chip, dar n-am nicio cale. Și acum eu vin și întreb în calitate de slujitor al lui Dumnezeu pe mama și pe tata. Dar ce căi ați abordat până în clipa de față? Păi n-am abordat nicio cale, l-am lăsat cum a vrut el, că dacă îi spun ceva să supără și pleacă de acasă. Dacă îi spun ceva sare de la bloc cu capul în jos. Ia lasă-l Dumnezeu să sară de la bloc cu capul în jos. Să vezi, chiar nimerește scara niciodată. Sunt șantaje psihologice bine gândite, în care părinții iubitori, și așa e orice mamă și tată, cedează și copilul te manipulează cum vrea el, iar tu ajungi să te îmbolnăvești și să faci de la stres bolile. Deci bolile sunt, de fapt, ce? O lăcomie necontrolată și nestăpânită. Ai mâncat mult, te faci cât un urs, așa ca mine? Ai băut mult, te îmbeți și crapă stomacul sau ficatul în tine? Ai strâns prea mulți bani, te ia frica că te vede DNA-ul sau nu știu mai cine te urmărește să vadă de ce ai și cum i-ai făcut? Și așa, dintr-un stres în altul, te trezești la domnul spital cu domnul doctor. Și ce a spus în Evanghelie femeia cu scurgerea de sânge? Și-a recunoscut slăbiciunea. Doamne! Toată averea am împărțit-o pe la doctori. Nimic n-am folosit. De 12 ani mă lupt cu boala. Dar mi-a venit ideea că dacă mă ating de haina ta, poate am să mă fac sănătoasă și m-am vindecat. Deci dacă eu știu că Hristos și biserica mă poate vindeca, din tinerețe până la bătrânețe, caut să fiu pe o poliță de împăcare cu Dumnezeu. Că e la o lună, că e la 3 săptămâni, că e la 2 luni. Intru în biserică și mă gândesc la cei morți ai mei, la cei vii ai mei, îi pun pe o hârtie, pun 5 lei, i-am lăsat la altar, eu mă duc la treabă, da, alerg cu mașina ca disperatul, după bani în firmă. Dar biserica îmi pune părticica acolo în potir. Îngerii poartă acele părticele în chip nevăzut și divin la sufletele celor care au lăsat hârtia în biserică. Dar dacă tu n-ai lăsat decât la cazinou și la tutungerie și la restaurant și în biserică n-ai ajuns, care înger îți poartă părticica? E lesne de înțeles că nu cel luminat, cel cu coarne. Și atunci cel cu coarne îți dă ispita. Calzi cu mașina într-o râpă și stai cu coloana fracturată. Doamne ferește, dai peste un om și plătește 1000 de daune sau câte alte greutăți. Deci nu sunt cruci date de Dumnezeu. Sunt cruci cioplite de noi. Când te uiți în biserica ortodoxă, crucea bizantină, crucea creștinătății, stă pe biserică, stă pe altar, stă în mâna preotului. Aia e crucea care trebuie să o urmărești. Nu crucile tâlhărești rătăcite pretutindenea în care fiecare se crede mai deștept ca celălalt, că asta e societatea, o junglă rațională, inteligibilă, fără măsură, fără control, fără legi.
Și singura lege care o poate coordona este doar morala și credința. Că au spus unii, hai bă, lasă-mă și cu biserica, zice. Ăștia-s mână în mână, toți te învață să fii bun. Băi, caut o biserică atunci care să te învață să fii animal, că e mai bine. Păi, e frumos să-i dai în cap la aproapele tău. E frumos să-i furi din traiște, e frumos să-i dai foc la casă. E frumos să-l ucizi, e frumos să-l violezi, nu cred. Deci, biserica vine în sprijinul conduitei omenești. Omul în cinste fiind și rege al făpturii și al creației, stă deasupra zidirilor, nu se aseamănă cu maidanejă. Deci trebuie să faci diferența între un animal fără rațiune și un om dotat cu inteligență și cuvânt vorbitor. Deci, când avem necazuri, nu Dumnezeu le slobode. Noi lucrăm la ele și le grăbim spre noi. Ce faci când nu plătești banca la timp? Te trezești cu o somație, vin de acolo niște gangster, te bagă în spaimă, îți culeg întâi ce ai prin casă, îți scoate casa la vânzare și apoi te bagă la pușcărie. Așa și la diavolul. Întâi vine, îți face ispite, apoi te prăbușește, te dă în deznădejde și apoi te ucide. Deci este același fenomen în care Dumnezeu se retrage și spune, bine omule, ești deștept, nu-ți place de crucea mea, mergi după crucea vieții tale. Ce găsim în Evanghelie? Două modele categorice în care Hristos ne-a demonstrat că omul nu poate face binele și nu vrea să-l facă, chiar dacă știe că e bine. A apărut în fața lui Hristos un tânăr, tânăr de duminică, tânăr creștin de biserică care duminică dă prescura liturghia să spovedește și să împărtășește. Văzându-L pe Hristos, cum facem și noi creștinii când ne întâlnim cu preotul, vai, părinte, ce mai faceți sau ce să mai fac sau ce cuvânt de folos îmi dați? Și eu obișnuiesc să le spun așa când cer cuvânt de folos. Să faci tot ce-i bun și să fugi de tot ce-i rău. O, dar-i greu asta, părinte. Păi, da, ai vrut cuvânt de folos. Puteam să zic fă-ți de cap, că era mai simplu. Și tânărul vine în fața lui Hristos și îi spune, aș vrea să fiu desăvârșit. Și Hristos îi spune, știi poruncile? Da, le știu. Le-am păzit din tinereți. Și îi le spune lui Hristos să nu furi, să nu fii desfrânat, să nu ucizi, să nu mărturisești strâmb, să cinstești părinții, etc. Hristos nu se lasă nici mirat, nici convins. Asta este teologia de duminică, predica de la preot, pe care ai învățat-o și ai ascultat-o, dar nu înseamnă că ai și pus-o în practică. Atunci Hristos trece la o etapă următoare și îi spune, foarte bine că de tinerel ești tu așa de bine instruit. Ia vinde tu tot ce ai, lasă tot și urmează mie. Începutul Evangheliei. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. S-a întors tânărul întristat la casa sa. Păi cum să-l lași tu pe om fără plăcere? Cum să-l lași fără distracție? Cum să-l lași fără dezmăț? Cum să-l lași fără huzur? Cum să-l lași să aibă el o lege și să nu fie de capul lui? Și atunci Mântuitorul a spus o vorbă grea. Cu o nevoie să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai degrabă trece o funie pe ac decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și iarăși unii comentează și dar ce treabă are Dumnezeu? Ce tot se leagă de bogați? Nu s-a legat de aur și de argint. De bogăția intelectuală cu care ne-am dotat când ne-am născut și pe care am dobândit-o prin studiu și îl irită pe Dumnezeu tocmai aceasta. Mai știut să dai sesiune, ai știut să dai licență, să dai masterat, să dai doctorat, dar n-ai știut să înveți 10 porunci, să le păzești, care de 2000 de ani se spun în biserică, în fiecare duminică, numai într-un alt mod, și tu chiar nu ții cont de ele. Asta îl enervează pe Dumnezeu. Cum atât de elementar?
Să nu furi și tu să furi. Să nu curvești și tu să curvești. Să nu ucizi și tu să ucizi. Să nu mărturisești trâmp și tu taman te duci la tribunal, îți spui pălmoiul pe Evanghelie și spui jur că tot e adevărat, dar tu știi că e minciună de când ai intrat acolo pe ușă. Ei, astea sunt lucruri care ne croiesc o altă cruce. Crucea depărtării de Dumnezeu. Și spune Evanghelia, și spune Scriptura, poporul acesta tot mă cinstește cu buzele, dar cu inima departe este de mine. Vedeți? Iată încă o cruce strâmbă de care noi dăm socoteală. Spune mai departe în Evanghelie că așa și merge șirul, ca să nu mai tot repetăm că o să vă enervați și nu o să mai vreți să faceți cruce, că nu o să auziți cât e de grea crucea, ca și realitate spirituală, nu ca și semn. Și spune așa, cel ce se va rușina de mine în neamul acesta trecător, păcătos și desfrânat. Și eu mă voi rușina de el când voi fi în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Deci ce trebuie eu să înțeleg din această frază? Trebuie să înțeleg că atunci când cred în viața mea că pot face ceva fără Dumnezeu, sunt în cea mai mare eroare sufletească și greșeală pământească umană. Nu scrie în Scriptură, vai ție, fumătorule, poți să scapi de țigară într-o zi și te-ai izbăvit. Nu scrie, vai ție, desfrânatule, pentru că desfrânații s-au pocăit și au intrat în Împărăția Lui Dumnezeu. Să luăm pildă, vârful și măsura desfrânării. Maria Egipteanca, întâi stătătoare între fecioare și între sfinte. S-a ridicat un metru de la pământ când s-a rugat să speriază osima. Nu spune Dumnezeu, vai ție, bogătanule, dar spune, vai ție, lacomule. Și dacă ne uităm bine, nici nu-l interesează că ai. Dar pune întrebări tampon. Un năuc, cine-o fi fost el în Sfânta Evanghelie, că nu-i dă un nume, poate fi oricare din noi sau oricare din oricine, zice, suflete al meu, ți-am făcut hambarele mari, ți le-am umplut cu de toate. Nu s-a gândit la comerț, la tranzacții, la o pomană, la nimic. Totul a stocat. Câini, lăcăți, sigilii, paznici, becuri, gardieni, pistoare. Nimeni nu umblă în averea mea. Și totuși, cineva pătrunde dincolo de ziduri în urechea lui și îi spune, nebune, în noaptea asta o să luăm sufletul de la tine. Tot ce ai adunat ca descreieratul, cui rămâne? Deci vedeți cât de slabi suntem? Trebuie să avem măsura noțiunii de bun simț în ceea ce faci. Ai 20 de camere, da? Nu e nicio problemă. Asta ți-a plăcut ție. Dormi lunar în fiecare cameră sau zilnic în fiecare cameră să ocupi toată casa. Dar, domnule, nu-l lăsa pe ăla la poartă să-i lingă câinii bubele. Aruncă eu coajă de pâine. Că aceste animale mănâncă câinii din fărmăturile ce cade la masa stăpânilor lor. Dumnezeu a spus-o. Vedeți? Asta îl enervează pe Dumnezeu. Și nu îl putem aburi. Să nu credeți sau să trăiți vreodată cu impresia că poate cineva să întindă lui Dumnezeu o capcană. Las că îmbătrânesc și mă pocăiesc. Nu ți-a spus nimeni că ajungi bătrân. Și să fiți siguri, când ai îmbătrânit în rele, nu o te mai schimbi în bine niciodată. Pentru că e năravul vârstei. Ați văzut, firea și patima sunt a doua deprindere. Nu mai poți lupta în fire cu păcatul și patima propriu-zisă, vine omul și îți spune, părinte, poți să mă omori? Eu asta nu mai pot face. Îi spun eu la un fumător, chiar am, cum să spun, ești un model de-a meu interior, de a mă distra de om când văd că îl chinuie sarsailă. Și îi zic, uite, te împărtășesc, dar vreau 3 zile să nu fumez. Și îl întreb, ai putut? Am putut. Deci se vede că în conștiința lui există voința. Se vede că există actul doritor de mântuire. Dar de ce s-ar strădui mai mult de 3 zile? Da,
a făcut-o să demonstreze că el se poate învinge pe el. Dar nu vrea să o facă să-și demonstreze lui că e capabil să nu-l batjocorească Sarsail. Și părinte, dar mai ținați că m-am împărtășit și de mâine îmi dați voie să aprind câte o țigară. Aprinde-o, mă, dacă simți nevoia. Hristos pleacă și vine iară tătuca lui întuneric și stă acolo lângă fum. Că fumul are stăpân, lumina are stăpân, apa are stăpân, pâinea are stăpân. De-aia spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră cea de toate zilele din noi astăzi. O cerem de la Cel ce o face. Și fumul o să-l primim de la Cel ce-l face. Și merg mai departe și spun, nu e de ajuns că tu poți și nu vrei. E și mai mare păcat. Pe vicleanul răște Domnul. Aici se mâine Dumnezeu și dă încercări. Spune așa că sunt trei feluri de încercări. De verificarea omului și măsura verificării cea mai grea. Ați văzut Iov. 7 ani a rost cu sticla pe, cu ciobul pe grămada de gunoi, dar n-a disperat, n-a deznădăjduit, ci și-a pus încrederea în Dumnezeu. Ba chiar aș avut putere să-L întrebe pe Dumnezeu. Doamne, dar chiar nu mă mai asculți? Ce faci, dormi? Și i-a zis Dumnezeu, Iov, încinge-te, scoală-te, îmbracă-te și să stăm de vorbă. În ce să se îmbrace? În lumina Harului. Cu ce să se încingă? Cu puterea credinței. Cum să se scoale? Din suferință, să se facă din nou vrednic. A plecat boala de la el, s-a vindecat pe loc, a căzut lepra. Și i-a dat Dumnezeu tot ce i-a trebuit, dar i-a văzut credința. Pe noi, dacă ne-ar verifica așa, cred că n-ar mai fi biserici, le-ar sparge oamenii cu topoarele. Ce ar zice, dacă mă rog eu la Dumnezeu și mi-a tot, apoi dacă nu mă rog, n-are rost să mă rog. Ei, Iov a răbdat fără nimic și nu s-a disperat. A doua încercare pe care o face Dumnezeu este verificarea în ceea ce, să aveți grijă, este verificarea în ceea ce credem noi că putem face. Că spun unii, lasă bă, că pot face, nu-i greu, stai liniștit. Și observi că tocmai un lucru mărunt nu-ți iese când îl crezi tu cel mai simplu. De ce? Să-ți arate Dumnezeu că scrie în Scriptură, fără de mine nu puteți face nimic. Și ce spune în Evanghelie? Să căutați împărăția lui Dumnezeu, că celelalte se adaugă vouă. Iar ultimul mod de încercare este curățirea cu forța. Și când spun curățirea cu forța, spuneți-mi dumneavoastră cine își poate lua boala cu mâna? Cine își poate lua suferința cu mâna? Cine își poate lua necazul cu mâna? Cine își poate da la o parte durerile sufletești? Cine își poate înlătura singur zbuciul? Nimeni! Și te macină Dumnezeu ca pe o grăunță în piatra de moară. Și spune omul, zice, Doamne, ferește, și că dacă mai ține o vreme așa, cred că nebunesc. Nu nebunești, că e o vorbă care spune Dumnezeu nu-i dă omului mai mult decât îi trebuie sau decât poate duce. Omul strânge cât nu poate duce, dar Dumnezeu nu-i dă mai mult, numai cât îi trebuie și cât poate duce. Și în felul acesta ne face creștini buni și știți când ne face creștini buni? Ați avut bunici, bunice, ați avut suferinți, ați avut muribunzi. Ați văzut vreodată vreun muribund să se mai intereseze dacă e reparat gardul? Ați mai văzut vreun muribund să-l intereseze dacă-s bune lacătile la ușă? Ați mai văzut vreun muribund să întrebe dacă-s buruiene pe ogor? Sau dacă-s sănătoase animale? Nu. Vezi, vorbește cu doctorii. Fă ceva, poate mai trăiesc. Ți-ai adus aminte că există viață. Dar de ce nu ți-ai adus aminte că avem și un izvor al vieții? Și ăla-i Dumnezeu. Ăla-i crucea, ăla-i învierea, ăla-i potirul, ăla-i Euharistia. De ce-ți cauți viața pe la om? Doctorul e un clește în mâna lui Dumnezeu. Dacă acolo scrie mântuire, el nu vindecă. Dacă spune Dumnezeu vindecare, acolo să vindecă pe loc. Să duce unul și pune inima la Târgu Mureș pe masă 8 ore, vine acasă, ia sacul cu cartofi în spate și merge pe ogor. Și unul își trage o măsea și moare pe scaun la stomatolog. Cum îți explici de viața de valoare medicală de la un punct la altul?
vedeți? Unul se transplantează de un organ și altul stai la un deget. Ăla leșină și moare, face comoții, pică cu capul de asfalt, iar ăla la altul vine cu rinichiul lui Ioan din satul X și merge în continuare și face servicii. Astea sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Sunt crucile lui Dumnezeu. Dar sunt și credința noastră. De aceea, cine se rușinează de Dumnezeu să-și facă cruce, să poarte cruce, să intre în biserică, să se spovedească, să se împărtășească. A venit o doamnă nu de mult, cred că prin postul Sfintei Marii. Părinte, vreau să mă împărtășesc, am postit, m-am pregătit. O văd că se întoarce brusc, înapoi nu durează un minut și în sinea mea am zis, bă, cred că asta nu s-a împărtășit sau vrea lumânare. Zic, luați de aici lumânare. Nu, că nu mă pot împărtăși. Dar de ce nu te poți împărtăși? Dar ce, părinte, zice, și la cel mai elementar restaurant îți dă lingură pe masă să mănânci. Cum să iau eu după toți zăbăloși? Hai, nu mai spune. Deci, ca să vezi mintea îngustă a unui creștin lipsit de cea mai elementară normă de credință. S-a temut să nu ia un agent patogen din Sfânta Împărtășanie, un microb ortodox, vreun stafilococi. Gândiți-vă ce minte slabă. Păi mă băiatule, potirul ăla e burta bisericii. E trupul, e însuși pântecele Maicii Domnului. Iar lingurița-i cleștele pe care l-a văzut Isaia ținut de înger, îi se face o rugăciune specială. Poate să o duci în toate laboratoarele, să o testezi medical, nu vei găsi pe ea niciodată microbi, pentru că aia a fost sfințită cu aghiazmă sfințită, binecuvântată, atinsă de mir, deci n-are treabă cu buzele tale. Buzele tale ar trebui să se ardă de lingură, nu lingura să se întineze de buzele tale niciodată. Și atunci am zis, ia cana, cu nebun de ăștia face ortodoxia. Fraților, nu există la Dumnezeu slăbiciune, nu există la Dumnezeu neputință, nu există la Dumnezeu îndoială, nu există la Dumnezeu vreun act care să te despartă de El dacă tu nu vrei. Să ne trezim foarte, foarte atenți și să înțelegem că a fugi de crucea lui Dumnezeu înseamnă a fugi de tradițiile creștine. A te rușina să vii cu blidul la biserică de Paști e un act de necredință. A te rușina să intri în biserică, să te împărtășești, că te infectezi, e un act de necredință. A te rușina să te spovedești, mi-a zis odată, dar de ce preotul trebuie să audă păcatele mele? Păi dacă vrei, Doamnă, mă spovedesc eu la tine, na? Ca să vezi că nu mi-e rușine. Așa spune Scriptura. Să ne spovedim unii altora păcatele. Foarte greu înțelegem. Ei, de-aia Hristos în Evanghelia aceasta a spus: nimeni din cei ce sunt aici nu va scăpa și unii chiar nu vor muri, spune așa, doar într-o clipeală de ochi, toți se vor transforma până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere multă. Care e puterea împărăției lui Dumnezeu? Auzim odată spunând în Evanghelia la Matei, s-a apropiat la voi împărăția lui Dumnezeu. S-a apropiat la voi degetul lui Dumnezeu când se făceau minuni și se tămădeau bolnavi. Dar ce înseamnă să vină împărăția lui Dumnezeu cu putere multă? Simplu! Nu era momentul când s-a spus Evanghelia asta. A fost vorba de momentul cinzecimii. Când un vuiet de mare, așa ca de vânt pe tot pământul, a venit din cer, a sfințit toată materia, să nu aveți impresia că Duhul Sfânt la cinzecime, gata, a venit și s-a pus ca 12 limbi de foc pe apostoli, iar restul era tot a diavolului. Nu! A sfințit tot și apă, și mare, și aer, și foc, și văzduh, și plante, și dobitoace, și oameni, tot! Tot ce mișcă sub soare a fost sfințit de Duhul Sfânt în momentul înălțării lui Hristos la cer. Dar în special omul. Omul era cel pentru care Duhul Sfânt venise în lume. Dar și anexele lui, ca rege, având supuși, având materie, având averi, nu trebuie să îi le curățească
Și de unde știm că sunt curățite? Găsim în cartea lui Iov încă din Vechiul Testament. Îi spune diavolul lui Dumnezeu: păi cum să mă leg de averea lui Iov dacă ai îngrădit-o cu darul tău? Păi normal că dacă îți faci cruce frumos, cum v-am spus, corect, ea lucrează și satana nu vine. Dacă te bâșbui pe aici ca de gâze, normal că nu o să vină vreodată Duhul Sfânt la tine. Și atunci puterea lui Dumnezeu și împărăția lui venind cu putere multă, asta înseamnă Duhul Sfânt care lucrează peste tot. Nu există ființă umană pe fața pământului care să n-aibă acces în rai. Ne-a spus-o Hristos clar: eu n-am venit să judec lumea, am venit să mântuiesc lumea și nu vreau moartea păcătosului. Eu vreau să se întoarcă și să fie viu. Ăsta e mesajul Evangheliei de astăzi. Să-și ia fiecare crucea sa. Și ce înseamnă crucea sa? Unul mai infatuat, unul mai moțocos, unul mai mofturos, unul mai fricos, unul mai timid, unul mai măgar, unul mai viclean. Dar să vină la Dumnezeu să-i schimbe, să-i facă pe toți buni. Eu vreau ca toți să fie una. Eu vreau să fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Amin și aleluia!